Am creat un format de eveniment, am avut evenimentul în compone. Am invitat 200 de prieteni, am atins aveam eu o listă care credeam că pot fi relevant pentru acest eveniment. Și m-am trezit că au avut 60 de oameni. Dimineața mă bucur că ați venit în număr mare. Vrem să organizăm un cadru în care să sprijinim oamenii să se apropie de schimbare. Vom avea o serie de workshop-uri, fiecare dintre noi. Come together to do something together to grow. We will not tell you how to live your life. There is much love, who to connect with, it comes from the heart. We didn't come together from here. It started here, in the heart. Where everything good starts. Când am început să mă uit în interiorul meu și să zic, asta îmi convine, asta nu îmi convine și ce vreau să fac cu viața mea, am văzut care sunt resursele mele pe care nu le știam. M-am reconectat cu ele, am depășit blocajele pe care le aveam. Am învățat că nu poți să fii fundat la acolo, dar că cum așa s-a uitat. Am stat una și am învățat să mă exprim prin intermediul. Mesajul pe care vreau să-l transmit, dacă vreți ceva, faceți să se întâmple. Poate o doară, dar nu. La atelier o să fac niște demonstrații, pornind de la interesele voastre personale, în legătură cu situații de viață concrete, demonstrații care includ corporalitatea. Momentul principal pe care l-avem cu toții la îndemână este corpul nostru. Ne dăm seama ce scenarii am avut în 2015, ce scenarii ne dorim pentru 2016. Și făcând exerciții care includ corpul, respirația, mintea, scris, în timp, în interiorul, în mai multe sesiuni, ajungi să-ți dai seama exact și de unde vine frica asta de tot. Să o acceptăm, să o acceptăm, să o integrăm și să folosim energia aceea să avem entuziasm, că poți la un moment de viață aceeași. Definitely, this is coming from here. Thank you. Look at me. Okay, that's what I need. And yes, that's how it goes. That's what I can do through your passion. Hola. Excelent! Dacă stau cu mine la șanță, va vedea ceva, o masă mare.